Ei, dragii mei, cum ar fi să n-avem mașină de spălat și să fim nevoiți să spălăm rufele după metode arhaice? Pare de neimaginat pentru cei de azi, dar în trecut, în România, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Și e frumoasă tare evoluția aceasta dacă nu uităm și partea de cândva. Dacă o lăsăm să se piardă, în schimb, ea se numește involuție, iar România își va pierde în timp ușor, ușor din strălucire. Dragii mei, la zi specială de sărbătoare în preajma Zilei Naționale, l-am invitat pe îndrăgitul nostru tânăr de pe Coclauri, Iosif Ciontărei, să ne prezinte o poveste atipică despre lăutul hainelor. Bine ai revenit, Iosif! Bine v-am regăsit! Cum adică lăutul, ca să înțeleg eu mai bine? Că la noi în Ardeala lăut înseamnă și spălatul hainelor sau zolitul prin alte zone etnofolclorice. De fapt, e spălatul hainelor propriu-zisă, așa cum se făcea mai de mult. Nu neapărat atipic, să știți că și astăzi încă se mai practică. A, ce interesant! Astăzi mi-a adus ceva interesant, păi, cu o cămeșă? În prag de sărbătoare, cred că nici nu puteam să aduc un cadou mai fain. Am fost pe acasă, pe la mama, prin feldru și m-a rugat tare mult. Faci-te rog frumos, du-i o cămeșă la domnul Fuego, așa-ți spune mama, și cu mare drag. Dar te rog să deschizi această cămașă, să o vedem mai bine. E o cămeșă bine de la noi. Vai, din sat, superbă, cu mărgele de sticlă, cusută de o vecină de acolo, de la noi, da. Iar dantela, șipca asta care e la mar, jos, la mânecă, da? E șipca făcută de mama. Îți mulțumesc frumos, Iosif. Cu mare drag. Spune-mi, te rog, despre filmul etnografic din care vom vedea câteva imagini în minutele care urmează. E un material realizat din experiența proprie pe care eu am trăit-o în vatra satului românesc, dar cu o condiție. Mi-am dorit ca să fie filmat iarna, pentru că atunci când mama se dușea iarna la spălat în Someș să spele hainele, întotdeauna aici jos la obșincă își lega o bucată de cârpă ca să nu alunece pe geață. Da. Și de fiecare dată polile de jos erau înjețate și mă dușeam din 10 în 10 minute sau din sfert în sfert de ceas, fugeam așa până acasă ca să iau niște apă caldă și să-i aduc să poată spăla, să-și mai încălzească mama mânurile, să poată spăla hainele. Atunci iarna a fost greutatea mai mare pentru femeia de la țară. Le spăla din greu. Le spăla din greu și tocmai de asta mi-am dorit ca filmul respectiv să fie ca o cinste pentru femeia de la țară. Femeia de la țară a dus greu în casă, de la lucru cu animalele până la lucru cu pământul, făcutul mâncării la bărbat și așa mai departe, pe urmă întreținerea familiei. Și tocmai de asta mi-aș dori ca telespectatorii să-l privească ca pe o cinste pentru femeia de la țară. Cu filmul Lăutul hainelor am reușit în urmă cu ceva vreme să obțin și marele premiu la un festival național de film documentar. Iată că oarecum are un alt imbold și mi-am dorit din suflet ca să fie filmat acolo, la mine acasă, în feldru meu drag. Doamnelor și domnilor, cu Iosif pe Coclauri, priviți autenticul, satul promis. Să ducem o țără de gunoi. Ce faci cu cotarca aceea? Lau cu mama niște haine. Așa dimineață. Ce să faci, trebuie? Așa, Ana, și stai să-ți ceri vremea aici. E nervosă dimineață, baite. Da, hai că nu nesc cămeșurile spălate și-i târziu și voi duceți-vă cu Dumnezeu. Ei, dar n-am vrut să dau numai o țără de bineață. Fata noastră e tânără, nu-i dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute. No, lasă că atunci și de cine nași, Doamne ajută. Doamne mă, ce femeie arțăgănoasă. No, s-o credea să se șuțuie. Să mă puie în pită. Noi pe șerbinte să muiem cămeșile astea ca să le putem să le punem în șubor să le șerbim. No, e Ana, e așa soponul și așa dăm întâi și dată la guler și le zolim bine, bine. No, hai Ana, să merem cu cotar ca să punem cămeșile astea în șubor. Și am eu îți arătea așa, punem șenușa, n-o duce Ana și eu ăla așa de apă, să punem pe cămeș. No, hai, da, Ana, să luăm cotarca și să merem cu ea la vale.
Uite-te, Ana, la mama, să vezi. E așa, dai, dai bine. Să iasă leșea din ele. Noi așa e, Ana. Draga mea, mi scuturi bine cămeșile ca să nu rămâie îmboțuite. E așa, așa mulenchi. No, domne, îți mulțumesc, Ana, că am scăpat cu ele. No, amu, hai da să ne luăm cotarca și să merem. Ca po, a trebuit să facem ceva și de mâncare. Pașe, că a venit atât-o și a po să nu ce e flămând. Să-i dăm de mâncare.